Sindicaliștii de la termocentrala Mintia au declanșat marți un protest spontan. Energeticienii erau nemulțumiți de întârzierea unor drepturi bănești prevăzute în contractul colectiv de muncă, dar și de viitorul incert al termocentralei. Am avut un protest spontan începând cu ora 7, circa 150 de salariați nemulțumiți de faptul că din 29 iulie până ieri Guvernul României, Ministerul, instituțiile statului, prefectura, nu au venit să stea de vorbă cu ei, să le spună încotro se îndreaptă acest producător de energie electrică, să le spună când își vor primi drepturile salariale restante care s-au adunat pe 5 luni, cu un cuantum între 3.000 și 5.000 de lei, sau în lipsa unui program de salvare a termocentralei să se întocmească un program de închidere cu prevederea unor măsuri de protecție socială, plus compensatorii, venit de completare. Fiind prezent la Mintia pentru detensionarea situației, prefectul de Hunedoara, Vasilii Căpotecă, a dorit să separe cele două chestiuni care au stârnit nemulțumirea energeticienilor. Ieri au avut loc anumite mișcări sindicale la termocentrala Mintia, ele sunt legate de faptul că anumite drepturi salariale nu au fost achitate. Nu este vorba de salariu, este vorba de drepturile reieșite din contractul de muncă pe ramură. În speție este vorba despre ajutorul de încălzire, ajutorul de banii pentru transport și banii pe tichetele de masă. Prefectul județului a mai precizat că speră să se rezolve într-un timp cât mai scurt doleanțele sindicaliștilor legate de drepturile bănești extrasalariale, asigurându-i pe cei de la Mintia de întregul său sprijin. Trebuie să spun de la început că suntem solidari cu muncitorii, cu personalul de la Mintia. Trebuie rezolvate aceste probleme. Am avut discuții la Mintia mai contundente de dimineață. Am invitat liderii de sindicat aici. Am vorbit cu domnul ministru al economiei, domnul Virgil Popescu. Dânsul a vorbit de asemenea cu domnul prim-ministru. Căutăm o soluție pentru a găsi acești bani pentru a achita aceste drepturi. Sindicaliștii speră ca toate nemulțumirile lor să-și găsească o rezolvare cât mai rapidă, chiar vineri, zi în care este programată o întâlnire a acestora cu factorii responsabili din guvern. În lipsa dialogului dintre reprezentanții salariaților și cei numiți mai înainte, guvernanții, s-a declanșat acest protest care s-a suspendat până la urmă, în urma unei înțelegeri la nivel de prefectură, că va fi o întâlnire cu premierul României și miniștrii de resort care au legătură cu complexul energetic Hunedoara pentru a se stabili, de a se hotărâ odată ce se întâmplă cu acest producător, pentru că lucrurile așa nu mai pot continua. Așteptăm să ni se comunice ora, înțeleg că întâlnirea va fi vineri, și am solicitat și domnului prefect să fie de față pentru a gira într-un fel sau altul angajamentele pe care le va lua București. Pentru că noi am fost de foarte multe ori la București, ni s-au promis tot felul de lucruri frumoase și nu s-a întâmplat absolut nimic din ele. Chiar dacă protestul a fost suspendat ieri, punându-se chiar problema ca termocentrala de la Mintia să fie oprită din proprie inițiativă de către angajați, sindicaliștii nu exclud reluarea unor astfel de mișcări dacă răspunsurile venite de la București nu îi vor mulțumi. Am reușit să intrăm în dialog cu Guvernul României, asta e și dorința noastră, și salariații practic au înțeles că în avantajul lor ca termocentrala să meargă mai departe decât să o oprească și fiecare speră până la urmă în buna credință a celor cu care intrăm în dialog. Dacă lucrurile se vor dovedi a fi o minciună sau se vor lua niște angajamente care nu vor fi ținute, oricând putem relua și ajunge în acest lucru.
Pe de altă parte, prefectul Vasilică Potecă este de părere că situația nu are cum să își găsească o rezolvare imediată, mai ales că situația juridică a termocentralei de la Mintia este una delicată și trebuie urmați mai mulți pași legali. Am stabilit că împreună cu președinții de ramuri sindicale, cu confederațiile, adică în speță cu domnul Hosu și cu domnul de la Meridian, să mergem la domnul prim-ministru și la domnul ministru al economiei și să stabilim ce se va întâmpla în perioada viitoare cu termocentrala, adică să avem un răspuns exact la această problemă. Noi trebuie să știm în acest raport că se derulează niște proceduri judiciare privind lichidarea acestui complex, separarea celor două mari zone, adică Valea Jiului, să rămână într-o societate, iar termocentrala de la Mintia să-și urmeze cursul de dare în plată, așa cum a fost stabilit în anii trecuți. Deci aceasta ar fi problema de la Mintia. Suntem în curs de discuții și probabil că în săptămânile următoare va trebui să rezolvăm cele două mari probleme, drepturile sindicale și parcursul viitor al termocentralei Mintia. La termocentrala Mintia lucrează în jur de 700 de persoane, iar producătorul de energie asigură încălzirea și apa caldă în circa 4.000 de apartamente din Deva și la peste 300 de instituții publice și societăți comerciale din reședința de județ.